poporul ucrainean în lupta pe care o duc contra dictatorii rusești. Rusești, da. Cărușă vreau să le ocupi și pe noi, nu știi ce ar fi pe urmă. Avem o scrisoare pe care o trimitem către Rada Supremă din Ucraina, prin care dorim să susținem poporul ucrainean. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordă un scut de protecție militară pentru Europa și inclusiv pentru Republica Moldova. Da. Dorim o colaborare restrânsă între armatele noastre, Republicii Moldova și Ucrainei, pentru experiență. Da. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimeea, Donețcu, Luganscu și Zaporojă. Mă cunoașteți că s-au închis câteva posturi TV rusești? Știu și azi. Ce părere aveți despre asta? Bine, au făcut de mult, trebuie să le închidă 6 posturi. Da, da, mai mult. Scrie pe televizor că licența este anulată. Da, de mult o trebuie să scăpăm. În fel, avem o petiție prin care cerem de la conducerea Republicii Moldovei de-rusificarea presiei din Republica Moldova. Vă mulțumim pentru lucrul dumneavoastră eroic de a închide presa controlată de Federația Rusă în Republica Moldova. Care sunt efectele presiei ruse la noi, Republica Moldova? Sunt foarte mari. Presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina. Presa rusă denigrează refugiații din est din Ucraina în urma acestui război. Creează un cult al personalității Putin, mulți cred în Putin și așa mai departe. Putin îl iubesc, da. Apără ocupația care continuă în Transnistria de 30 de ani, continuă mentalitatea ocupantă rusofonilor din Republica Moldova, care nici până acum nu cunosc limba de stat. Necunoscând alte limbi, depind de o singură sursă de informație, cea din Rusia. Rusia, adică ei înțeleg numai ce și propaganda Rusia, care vine din Rusia. Dar dacă nu le da ajutor românii, o peste 1000 de grădinițe, noi eram într-o stare. Având alte surse de informații verici, rezultă că mulți oameni, mai ales în localitățile rurale, sunt dezinformați. Dezinformați, da. Asta e bine că s-o opri, dacă ai și niște bătrâni am în mahal aici, care îi curușă mai mult. Și că le-au oprit. Nu se transmite. Propaganda rusească. Fi înlocuit, spune că au pus filme România, știi, tot. Propaganda de amnui. O tăiet canalii astea, programe rusești, s-au oprit. Și le-au pus tot în limba română. Asta e bine că au făcut. Dar despre armata noastră din Republica Moldova, ce părere aveți? Avem o armată puternică, ori ar trebui dezvoltată tot? Armata trebuie să fie întărită. Că suntem neutrali, neutri, asta nu înseamnă că suntem apărați. Suntem apărați. Armata o țară. De exemplu, alte țări, cum să Belgia, oricare, care neutri țări, Elveția, da. Dar e o întărit armată. Cel mai mult se alocă în armată. Au probleme. Dar Republica Moldova are resurse destule ca să investească în armată singură, resurse financiare. Are, dar nu prea. Dar mai mult ne dau ajutor de peste americani, tot felul este care cunoașteți că avem parteneriat cu NATO? Suntem parteneri NATO. Cunoașteți despre asta? Eu cunosc, da, cunoaștem cu NATO. Și în viitor ar fi bine ca Republica Moldova să devie membru NATO? Da. Ca să dezvoltăm o armată mai puternică? Profesională, o armată care să... Uitați-vă, ca... avem la fel o petiție despre NATO, care beneficii va primi Republica Moldova după aderarea la NATO. 30 de state membre aliate, cele din Uniunea Europeană, împreună cu SUA și Canada. Apărare colectivă în caz de atac. Cunoașteți că asta este articolul 5? Da, da, da. Securitatea militară, sporit, cooperare militară, antrenamente militare, tehnică militară modernă, armament militar modern, 800.000 de militari plus 2,5 milioane rezerviști. Cum credeți? În România sunt aceleași tradiții ca la noi în ceea ce privește nunta, de exemplu, învârtită, sârba, hora? Aproape sunt ca la... da. Tot noi ce deosebit. Putem spune că suntem un popor românesc? Da. Tot aproape suntem... tot aceea. Mă uit și la noi tot sunt... și familie avem aici, avem și acolo. Și acolo. Da. Cum vedeți dumneavoastră aderarea la NATO și integrarea europeană prin unirea cu România? Ar fi cel mai rapid cel pas. Mai rapid ar fi cu România, că România desigur de mie este în Uniunea Europeană și de grabă ar fi tot și Schengen. Sunt în Schengen, da. Deja are o experiență mai bună. Mai bună, România e cu totul altceva țară. Dorite Uniunii Europene sunt dezvoltate. Dacă priviți șosele, ce drumuri au.